cred că există feminitate după cancer. Astăzi mă simt foarte așezată, mă simt împlinită, mă simt fericită, mă simt și obosită câteodată, pentru că nu este ușor să tot repeți aceleași mesaje, să nu fie auzite și într-un final să înceapă să fie ușor, ușor auzite. Însă experiența mea a demonstrat că se poate și atunci focul meu interior nu mă lasă să dorm.